Salutare, salutare! În clipul de astăzi o să vă arăt cât am reușit să fac la cuplă, la căruciorul de la header. Pentru cei care mă urmăriți, știți despre ce este vorba. Este vorba despre căruciorul pentru echipamentul de păioase de la combină. Pentru cei care nu știu și n-au văzut, am o serie de videoclipuri. Adică construiesc un cărucior pentru header la combină la W540. Ține aproape. Sunt și alte clipuri pentru cei care nu știu. Pentru cei care știu, lasă un like dacă ți-a plăcut. Salutare și ziua bună! Astăzi lucrăm la această cuplă de la proiect cărucior header combină. Combina se află acolo. Și suntem la capitolul cuplă. Deci, aceasta este cupla, vreau să vorbesc un pic despre ea. Aceasta este cupla, este în stadiu de pregătire, acum o să vă arăt și o să vă filmez cum o fac. Deci, avem aici un ochi de împerechere, două bucăți de metal plin pătrat 60x60, două bucăți, cu câte 6 găuri, adică 3 găuri cu 3, 6 găuri cu șuruburi de 20 care trec. Așa. Trec dintr-o parte într-alta, după cum se vede, pentru că așa, aici normal și are și aici un șurub de 20 și un șurub de 16, vedeți? Ca să nu fie doar sudură pe partea de prindere, o să vedeți cum vine. Nu prea se sudează aici, dar fac cu șans, cu toate cele, având în vedere că am și șurub de 16 aici, de 20 aici. E mai multă siguranță. Dar știu, nu se face așa. Dar eu fac șanță, o să vedeți cum. Și o să țină. Având în vedere că este făcut de mine, nu este de vânzare sau ceva de genul. Hai, să-i dăm drumul la treabă, vorba lungă, sărăcia omului. Hai da! Acum îndreptăm colțurile acestea, că nu sunt îndreptate. Doar partea asta este îndreptată. Îi dăm 12 cm și 0,5, punem unghiul, trasăm, îndreptăm, găurile sunt perfecte date, am dat găurile și am sudat aici. Trebuie să iasă treabă, trebuie să iasă treabă, n-are cum. Cum am spus, acum îndrept laturile, pentru că acele laturi nu sunt îndreptate, sunt îndreptate doar laturile în partea asta înaltă de unde este, unde taie flexul acum, și îndrept în unghi frumos așa cum se face pentru a putea să le sudăm pe placa de la cărucior, placa de prindere, care împreună vor forma cupla, vor forma cupla. Aici centrez cupla pe centru să pot să o sudez. Acum tai și plăcile pe lungime ca să nu sudez aiurea așa prost și o tai mai scurtă pentru că trebuie să fie sub gaura aceea. Dacă vă uitați după semne, se vede unde trebuie. Acum curăț placa, asta vine prinsă de cărucior în șuruburi. Așa vine prinsă, acum o centrez, o pun pe centru, ca pentru a o prinde câteva afturi, după care o să o dezlipesc de acolo. Am mai făcut o greșeală aici, la cupla aceasta, deși știam că o să se întâmple așa, dar am omis, nu mi-am dat seama. Când am sudat părțile alea groase, adică cupla, alea două părți de 60x60 grosime, fierul la brut, am sudat pe o parte și mi-a tras sudura, am prins eu pe partea cealaltă, dar cu două afturi și nu a fost suficient, mi-a tras sudura și mi-a înclinat găurile. Dar nu-i problemă, băgăm pe freză și remediem problema, dar să nu faceți și voi la fel. V-am prevenit, să zic așa. Asta e, se mai întâmplă și la case mai mari. Astea sunt șanfrenurile pe care le-am făcut aici, da? Pe adâncime.
forțe. Inedit video. Aici voiam să spun, mă repet, am sudat prea mult pe, chiar pe latura asta am impresia, și pe partea cealaltă am dat decât două afturi și aici am sudat definitiv și mi-a tras sudura găurile. Dar cum am spus, nu e problemă. E o problemă că nu trebuia să se întâmple, dar o să o băgăm pe freză, îndreptăm și băgăm din nou spiralul și alezăm găurile. Nu este chiar corect, dar nici mare problemă nu e. Și așa, altă variantă nu am. Și cam așa arată sudura. Aici e șanț, aici s-a stupat șanțul. Da? Bine, bine finisat. Mai încărcăm cu sudura unde este cazul, după ce sudăm și celelalte părți. Ne oprim aici. Aici am putut să ajung astăzi. Am lucrat câteva ore. Nu se vede prea bine. Cred că vă dați seama, aia e placa care se prinde pe suport, plăcile care se prinde cupla și cupla în sine. Mai trebuie câteva straturi de sudură, trebuie finisată, polizată, colțurile luate, umplut unde mai e câte o tăietură de flex și vopsea, grund, vopsea, kit și să o montăm. Va veni și ziua aia mare în care voi filma produsul finit. Haida! Inedit video va urma.